Până la data de 1 iulie 2019 au fost depuse pe 4 4.3 investiții pentru dezvoltare, modernizare sau adaptare a infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de irigații, 305 proiecte în valoare de peste 299 milioane de euro. Măsura se încheie la data de 31 august 2019. La nivelul județului Călăraș au fost depuse până în prezent 45 de proiecte cu o valoare totală de peste 248 milioane de lei. Plafonul de depunere a cererilor de finanțare este de 300 de milioane de euro. Sprijinul nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu poate depăși un milion de euro pe proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune. Fondurile se acordă pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune, precum și racordarea acestora la utilități, inclusiv construcția și modernizarea bazinelor de colectare și stocarea apei de irigat. Un element de noutate este faptul că echipamentele de irigat pot fi achiziționate în limita a 30% din valoarea eligibilă a proiectului, modalitatea de calcul fiind detaliată în ghidul solicitantului. Beneficiarii sunt organizațiile utilizatorilor de apă, constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, în conformitate cu legislația în vigoare.